Data de 31 octombrie a fost desemnată în anul 1996 când toate cele șase țări riverane, Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Turcia și Ucraina, au semnat Planul Strategic de Acțiune pentru Reabilitarea și Protecția Mării Negre împotriva poluării. În ultima parte a secolului al XX-lea, Marea Neagră a suferit deteriorări ale condițiilor de mediu, iar diversitatea biologică a scăzut dramatic. Pentru evidențierea importanței Mării Negre, elevii Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu au realizat planșe, postere, desene tematice, poezii, dezbateri și eseuri pe temă importanței geostrategice a Mării Negre.